Bine v-am găsit pe IT Assistant Tutor. Numele meu este Mihai Ștefano și astăzi vedem împreună cum putem descărca drivere pentru plăcile de bază Gigabyte. Pentru cei care nu știu, Gigabyte este unul dintre cei mai importanți producători de plăci de bază, dar haideți să lăsăm vorbăria goală și să trecem la treabă. Deschidem un browser, eu voi deschide Internet Explorer, puteți deschide orice browser și scriem în Google Gigabyte. Google deja ne și sugerează Gigabyte. Vom merge pe ro.gigabyte.com, apoi pe suport și download, iar aici avem mai multe opțiuni de a căuta placa noastră de bază, fie o căutăm după categoria de produse, fie o căutăm după modelul ei. Ținând cont că eu am acum în mână cutia plăcii mele de bază, care este o placă de bază H61M DS2, o să aveți link către dânsa în descrierea tutorialului, pentru că este o placă foarte bună în prețul ei, are un preț foarte bun. Nu este o placă de bază extraordinară, dar pentru nevoile mele este oarecum ok, ținând cont că eu pe ea am un i3 2120, nu fac nimic altceva aftermarket, nu-i pun un cooler aftermarket și mai departe. Bun, haideți să scriem și noi modelul și o să rămâneți surprinși. Deja eu am mai căutat odată placa, mi-am luat și o drivere pentru ea. Avem mai multe plăci de bază aici, avem DS2 revizia 2.2, DS2 revizia 2.1, DS2H revizia 2.1. Eu am revizia 2.0, m-am uitat pe placă. Uitați, DS2 revizia 2.2 sunt doar câteva schimbări, să spunem, minore, da? Nu s-a schimbat foarte mult, dar e pur și simplu revizia 2.2. Nu e, nu știu ce, așa special. Văd că la backplate nu s-a schimbat nimic, mai este HS1H2P, sunt foarte multe variații pe aceeași temă. Noi însă avem revizia simplă 2.0, adică aceasta. Și ne spune tot felul de chestii, protecție la umiditate, protecție electrostatică, protecție la întreruperi de curent și la temperaturi mari. Bun. Noi o să mergem aici pe download și putem descărca drivere, BIOS-uri, manuale sau utilitare. Noi vom alege drivere și să spunem că avem Windows 7 32 de biți. Și de aici putem lua audio, chipset, LAN, RAID, VGA. Bun. Ce o să trebuiască voi să luați de aici? În funcție de configurația calculatorului vostru, va trebui să luați așa. Audio, și vă recomand să luați din Europa, din Rusia. Chipset, le luați pe amândouă. LAN, și puteți lua și Ethernetul dacă vreți, nu e obligatoriu. SATA, RAID și Interrapid Storage Technology. VGA o luați numai în cazul în care aveți o placă, în cazul în care nu aveți o placă dedicată și folosiți placa integrată. Dacă folosiți o placă dedicată, mergeți pe site-ul producătorului plăcii voastre de plăcii voastre grafice. Bun. Ca să instalați driverele, trebuie să le extrageți. Ele sunt sub formă 7 zip. Da? Haideți să vă și arăt. Haideți să luăm ceva micuț. O să luăm Intel Inf Installation. Da? Europa. Și o să-i dăm run. Imediat. O să-i mai dăm o dată run. Și va trebui să-l extrageți. Da? Într-un folder. Bine, el e acum pe local temp directory, dar voi o să îl descărcați undeva, nu-i dați run, îl descărcați undeva și îi dați extract. După aia mergeți unde s-a extras și instalați pur și simplu fișierele. Unele drivere o să vă ceră restart, altele nu. E bine să dați restart după fiecare instalare de driver. Ok. Și ne-am găsit toate driverele. Acum s-ar putea, să știți că diferitele revizii ale plăcilor de bază. Haideți să vedem la revizia 2.2. Să mă uit puțin. Tot Windows 7 32. Între revizii se mai pot schimba, de exemplu, să spunem, nu știu, placa de rețea sau placa de sunet. De ce? Câteodată producătorii de chipseturi, de chipuri audio sau de chipuri Ethernet, nu au pe stoc. Și atunci ei apelează, de exemplu, la chipuri audio se poate apela fie la VIA, fie la Realtek,
La chipuri Ethernet se poate apela la Atheros sau la Realtek și așa mai departe. Da? Și de aceea câteodată se mai schimbă plăcile și așa, se mai schimbă aceste chipuri și apare vizii noi ale aceleași plăci de bază. Încă o dată vă spun, nu știu dacă v-am spus, o să aveți link către această placă. O placă de bază, părerea mea, foarte bună pentru ceea ce am eu nevoie. Nu știu cum o să vi se pară vouă, o să vă uitați și dacă vă mulțumește, vă achiziționați împreună cu un procesor, bineînțeles. Da? Ca și specificații, așa pe scurt, suportă DDR3 până la 16 GB, 4 porturi SATA 2, un port, acum mergem pe spate, da, două porturi PS2, un VGA, 4 USB-uri, rețea și sunet. Cam atât pentru astăzi, numele meu a fost Mihai Ștefano, voi ați fost pe itsystem.org, până data viitoare vă spun la revedere!